Un autoturism a fost lovit cu putere în spate de un altul, fiind proiectat chiar în mijlocul sensului giratoriu de la intrarea în Ploiești, zona metro. Accidentul putea avea urmări fatale dacă în acel moment ar fi trecut mașini prin intersecție. Din fericire, o singură persoană a fost rănită ușor în urma acestui incident rutier. Accidentul s-a produs pe DN1 în dreptul sensului giratoriu metro. Se pare că un autoturism ar fi ieșit din parcarea aferentă sensului de mers Brașov-București, fără a se asigura momentul în care a fost lovit de un alt autovehicul care se deplasa în aceeași direcție. În urma impactului, primul autovehicul a fost proiectat pe scoarul sensului giratoriu din zona metro. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Traficul în zona a fost îngreunat mai bine de 2 ore, fiind necesară intervenția polițiștilor de la rutieră pentru dirijarea circulației.